Fiindcă astăzi avem de treabă specială, în sensul că o să mergem la Metropola TV să am un segment de vreo 15 minute pe tema trendurilor și a fashion-ului și a, mă rog, chestiilor drăguțe despre care mai vorbim noi pe canal. Și m-au invitat să fac segmentul ăsta. Și acum, în prezent, sunt la Unirii. Ei au sediu pe la Casa Presei, este televiziunea, dar deocamdată sunt la Unirii că e cam de vreme și o să stau un pic să beau o cafea pe aici, nu știu unde să intru, cred că la Starbucks sau să vedem pe unde intru și după aia mergem încolo. N-am apucat să vorbesc cu voi de acasă pentru că, nu știu, m-am învârtit, am făcut ce am făcut și n-am mai apucat să vorbesc cu voi de acasă cum îmi propusesem, dar oricum nu aveam prea multe chestii de zis decât asta. Că mergem acolo, o să facem segmentul și hopefully o să iasă bine. Ia, e 9:12. Eu intru la 11 în direct, o să trebuie să fiu pe la 10, 10 și ceva acolo. Stați așa că îmi tot intră mail-uri și mesaje și nu știu de ce. Și mă panichez când intră mail-uri și mesaje și nu știu de ce. So, hai să luăm o coffee și vorbim apoi. Bine. Mi-am zis că nu mai ajung la timp pentru că mi-am calculat ruta prost. Of course, mai curs. De-aia plec eu cu 2 ore înainte, întotdeauna. Aolo, tot 4? Tot la 4? Lorena. Eu sunt Lorena. Așa, mulțumim. Nu, problemă, nu mă sunt. Sunt... Doar și așa. Mai desfac asta? Ca să fie mai ușor? Da. Așa, mai desfacem, nu-i problemă. În lănțișor. Nu, nu. Așa s-a spus. Uite, așa o să se vadă. Nu știu dacă ai cum să te uiți tu. E posibil, cred că o să te vezi și o să vezi și în televizor. Dacă nu, dacă nu. Ai, bine, dacă o vezi în televizor. Cred, nu promit. Cred că mă uit. Anul 2022 vine cu câteva modificări în zona modei și vrem să vă punem la curent în această dimineață. Vorbim despre trenduri, despre culoarea anului și numai. Sunt mult mai multe culori pe care le așteptăm anul acesta, așa că vă invităm să rămâneți alături de noi, să vă povestească Nicoleta Stăciucă, blogger, despre ce se întâmplă anul acesta. Bună dimineața, bine ai revenit, Nico. Bună dimineața, bine te-am regăsit. Este un an foarte frumos, din punct de vedere stilistic.
dacă e să ne uităm așa la general, este un an foarte complex, așa din punct de vedere al trendurilor. Eu chiar am o urmă cu urmăritorii mei și le spun că e un an de salată, când vine vorba de modă, pentru că avem trenduri de, din mai multe decade inspirate, adică avem și mie mi-a plăcut. Vedeți și voi imediat despre ce vorba. Așa, m-am simțit mult mai relaxată decât data trecută. De data trecută aveam niște emoții. Te-ai obișnuit cu platou. Da, ești mai familiar. Da, și plus că am avut așa un subiect pregătit, știi, mi s-a părut mult mai... Și subiectul foarte fain. Da, adică... Un elementul meu, adică... Așa că dacă mă mai primiți, eu mai vin. Normal. Am și stabilit și mai bine. Așa, deci dacă mă mai primiți, eu mai vin. Rămân aici pe canapea voastră. Și colorată. Da, și e și colorată, deci numai bine. Ok. Acum, cred că... Gata, nu? Gata. Am terminat. Am plecat. Acum m-am îndrept spre parc. Spre fabulosul nostru parc. Stai să nu mă încalc ceva și... Da. Acum m-am îndrept spre parc. Spre Herăstrău. Poate reușesc să... împușc niște poze pe acolo, rapid, 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 că tot n-am inspirație de poze, și mergem casă, mergem la tatașă, să văd ce face motanul meu, că l-am lăsat în casă de dimineață și dormea cu păturica în dinți și vreau să văd ce face, dacă a devastat toată casa sau... Mi-a mai lăsat și mie ceva. Bineînțeles că domnii se uitau la mine că la felul 15, că merg și mă filmez cu o cameră să-i una singură, but who cares? Așa, stați așa să nu mă pierd pe aici, că eu nu știu pe aici. Vă măgăuaia asta, doamne, cât ai clădit roiul. Pentru cine nu știe, asta e casa presei libere. Aici era pe vremuri, ce de era, doamne? Aduceți-mi voi aminte că nu mai știu. Tipografia? Sau aici erau ziarele, nu mai știu ce era pe vremuri. Știu că îmi povestea mama că era ceva important aici pe vremuri, dar nu mai știu. Da, și acum e mai magaoaia de clădire. Unde nu se întâmplă mare lucru. În afară de câteva televiziuni nu prea se întâmplă mare lucru. Sau... Yeah! Sunt foarte happy. Nu știu, mi-a dat o dispoziție foarte bună segmentul ăsta, să vorbim despre modă. Nu știu, am avut un flow așa, chiar dacă la un moment dat uitasem despre ce trebuia să vorbesc, că ajunsesem la finalul listei și nu mai vedeam pe lista mea ce scrisesem acolo, că aveam și eu foile mele. Și nu mai vedeam, efectiv, nu mai înțelegeam ce scrisesem și m-a ajutat Georgia, mi-a dat așa un imbold. Și după aia a mers foarte bine, am avut așa un flow foarte ok și n-am avut emoții ca data trecută. Data trecută am fost terminată de emoții, deci mamă, și acum când m-am uitat la segmentul de data trecută, aveam niște emoții, ceva de groază. Acum am mers super repede, super ok. Așa, uite un cuciu. Treci cuciu, faci șușu? Cuciu face șușu. De ce faci, băi, cuțule, șușu acolo? Du-te și tu, faci șușu pe o roată. Pe un pom, așa. Și e bine că nici nu e frig, este plăcut,
Am făcut 3 km prin parc astăzi de dimineață, alergând. Deci când am venit, pentru că eu am coborât la aviatorilor ca o inteligentă și a trebuit să traversez parcul. Și nu-mi poziționam în cap casa presei, adică nu mi-o poziționam ca fiind atât de departe de aviatorilor, de metrou, de la aviatori. Și 3 km aproape între ele, între luând-o prin parc, tăind-o așa, subtil prin parc. Și am făcut 3 km în 20 de minute. Deci, da. Amazing! Mi-am adus aminte de perioada în care eram în liceu. Și acum sunt așa, super excited. Sunt super agitată. Să văd ce fac cu sticla asta. Să știu un puș de gunoi unde s-o pun sticla asta. Am băut și un pic de apă. Mă? Hă? Pe aici, pe aici, pe aici, pe aici. Pe aici, pe aici, pe aici, pe aici, pe aici, pe aici. Hai mă că mai știu. Ok, hai. Vă las și mai vorbim mai târziu. Chiar sunt foarte curioasă să văd și eu segmentul cum a ieșit când o să ajung acasă. Și cel mai probabil vă-l pun în descriere. O să-l aveți în descriere să-l vedeți pe ansamblu. Da, tocmai mi-am dat seama că nu am nimic pe buze și ar trebui să rezolvăm această situație, mai ales înainte de a începe să filmez. Ce faceți, dragilor? Reluăm acest daily vlog după o zi de pauză. Ieri am făcut o zi de pauză pentru că două, ai trebuie detalii. Lăsați așa. Așa, și acum sunt aproape gata ca să filmez, că astăzi este fiind miercuri, este zi de filmat. Și nu găsesc nimic de dat pe buze care să mă mulțumească, dar mă rog, ne descurcăm noi. Nu sunt nici prea sigură de părul ăsta, s-ar putea să-l desfac, nu prea-mi place așa cum stă în coadă. Dar, da, vreau să intru să reiau vlogul înainte de a mă apuca de filmat. Trebuia să încep de dimineață, dar am început prin a face boacăne de la prima oră. Ce credeți că am făcut? Cum am trezit, mi s-a vărsat cana de cafea pe aragaz. Cana de cafea, am o cană din aia cu filtru, știți, de face cafeaua. Când spun cana de cafea, la aia mă refer. E un fel de fierbător. Cred că știți, nu știu cum se numește cana aia, dar are partea de jos unde pui apa, are o sită unde pui cafeaua și după aceea trece apa fierbinte prin sita aia și se face practic cafeaua. Și când a început să fiarbă apa, mi s-a dezechilibrat de pe aragaz și mi-a căzut pe aragaz și mi-a umplut aragazul de cafea. Which is amazing. După aceea, după ce am refăcut cafeaua, că nu mai rămăsese nimic, așa, apropo de boacăne, ce zicea, măcar niște glos să dau. Păi dau una alta. După aceea, când mi-am făcut a doua cafea și am pus-o în cană, am vărsat-o din cană, bineînțeles, pentru că de ce nu? Dar, da, am descoperit că pot să-mi fac cappuccino acasă cu multă, multă spumă. Fac așa multă spumă din lapte vegetal și pun cafeaua peste și este absolut delicious! Este absolut divin. Am mai pus niște cafea peste, că mi-a mai rămas cafea în fierbătorul ăla. Și acum, până să mă apuc să filmez, mă uitam la emisiunea la care am fost luni, pentru că au pus-o pe YouTube și mă uitam și eu să mă văd. Mi se pare că ești chiar de ok. Față de prima dată, mi se pare că ești mai bine. N-am mai avut atâtea emoții și mi se pare că a fost mai cursivă, nu știu, am vorbit mai bine. Am fost mai relaxat, am fost mai în elementul meu, ca să zic așa. Și asta mi-a spus și voi. Și vă mulțumesc din suflet de pe acum pentru toate mesajele că mi-ați scris și pe Instagram și în privat. Mi-ați scris o grămadă. Și vă mulțumesc din suflet că v-ați uitat, că sunteți lângă mine. Și vestea bună este, drept dovadă că a ieșit
bine că m-au invitat să merg și săptămâna viitoare, pe 16, adică miercurea viitoare, voi merge iarăși la ei și atunci vorbim despre formele corpului și cum să ne identificăm forma corpului. Eu am făcut mai de mult un astfel de clip, este foarte lung și foarte amplu clipul ăla, așa că îl voi concentra în 15 minute, să fie mai... Mai concentrat, așa, în cazul în care n-aveți răbdarea necesară să vă uitați la un clip de 40 de minute. Stați așa, că mă sună la madre. Așa, alolo! Gata? Așa, că tot ziceam de emisiune. I-am trimis-o și mamei mele și s-a uitat, că era foarte curioasă. Mi-a zis să mi-a trimis cum o pune pe YouTube, că n-are Facebook. Nu i-am făcut Facebook. N-am băgat-o în lumea asta Facebook-ului și mi-a zis să-mi trimis cum apare pe YouTube, să-mi trimis și mie, că vreau să văd. Și i-am trimis acum și dezbăteam cu ea. Mi-a dat raportul. Mi-a spus că m-am descurcat bine. Da, și... Asta ziceam și înainte să cred că aici rămăsesem, înainte să mă sune că vă mulțumesc pentru reacțiile frumoase pe care le-ați avut și pentru susținere. Contează foarte mult pentru mine susținerea voastră și în general contează susținerea voastră, adică fie că e vorba de un like, de un share, de un comentariu, fie că, nu știu, îmi lăsați gânduri bune sau îmi trimiteți o poză pe Instagram, contează foarte mult. E important pentru creatorii de conținut să aibă o relație cu oamenii care îi urmăresc, eu așa, care, deci eu merg pe ideea asta și de asemenea e plăcut să știi că ai oameni care te susțin și care sunt pe aceeași lungime de undă cu tine și drept dovadă, v-am zis, săptămâna viitoare mergem iară la televiziune și cred că vă mai iau și atunci cu mine, chiar să-mi spuneți dacă vreți să vă mai iau prin culise și eventual puteți să-mi spuneți, nu știu, dacă aveți întrebări sau ce vreți să vă arăt, ce pot, bineînțeles, să vă arăt, că vă dați seama, nu sunt eu acolo la mine pe plantație ca să fac orice, dar poate, nu știu, am voie să vă arăt mai multe sau o să întreb, o să cer voie să vă arăt mai multe și spuneți-mi dacă vă interesează ceva anume. Ia. Revenind, cam atât. Mă duc să mă apuc de filmat, că poate reușesc și eu să filmez astăzi, că îmi propusesem 2-3 clipuri, că aveam clipuri din astea pregătite de vorbit așa și astea nu necesită neapărat mult filmat. Așa presupun mai degrabă pregătire în avans și ceea ce am făcut deja. Și mă gândeam că o să le fac 3, dar nu știu dacă reușesc, măcar unul, dacă reușesc să-l fac, ar fi minunat să... Da, poate reușesc să scot și niște poze mai târziu. Ar fi superb. So, see you later. Okie dokie smoky. Mamă, ce mi se îngrașă părul iarăși, deci nu știu ce se întâmplă, că parcă în ultima vreme a început să nu se mai îngrașe așa rău și acum... De câteva zile încoace, de vreo 2 săptămâni, cam așa. Cum îl spăl, cum se îngrașă. Deci uitați-vă la el, cred că ar fi lins de vacă deja. Da, ce faceți? Bine? Eu am filmat astăzi, am editat puțin, încă nu am terminat de editat. Am mai făcut niște chestii pe aici prin casă, m-am mai ocupat de niște chestii, am mai avut niște chestii administrative de făcut. Așa, și acum pe seară am făcut niște poze, am reușit să scot niște poze, să vedem acum cum au ieșit, că încă nu le-am băgat în laptop să le editez și să văd dacă a ieșit ceva de capul lor, dar cel puțin vreo 2 mi-au plăcut. Sunt niște poze puțin mai diferite, le-am făcut așa în contrajur, cu un fundal roșu, să vedem dacă ies, nu știu, poate vă pun una pe aici să vedeți cam care e ideea. Dacă le-am editat până postez vlogul ăsta... Apropo de poze, în ultima vreme nu am prea mai avut chef de pozat, adică nu că nu am avut chef, n-am avut inspirație de pozat și vorbeam și cu voi pe Instagram, am făcut vreo 2 postări pe Instagram în care vă spuneam treaba asta, că efectiv am senzația că, nu știu, din decembrie și luna ianuarie parcă a fost total lipsită de inspirație pentru mine, pentru că n-am avut efectiv nici cea mai mică formă de inspirație, nici cea mai mică, nu știu, stare să fac poze. Adevărul este că vremea a fost foarte ciudată, nu am
un peisaj sau ceva care să mă inspire și nu mai am nimic. Așa, vara te mai joci cu frunze, te mai joci cu bălării, te mai joci cu pomi, te mai joci cu tot felul de artificii din astea, dar acum, în perioada asta, în exterior, mi se pare că e foarte greu. Scot câteva poze, am făcut ieri câteva poze când am fost în Herăstrău, așa, dar două, trei, na, cât să am, dar alea nu mă ajută cu nimic. Și am fost foarte lipsită de inspirație, chiar vorbeam și cu Eugenia când a fost la mine și ea era de aceeași părere. Nici nu prea ai ce să faci în perioada asta, adică cel puțin eu nu am ce să fac în perioada asta și ce să, de unde să scot și de unde să fac poze și am lăsat-o mai moale pe partea asta. Aștept să vină primăvara, că oricum când vine primăvara am totdeauna un boost așa de energie creativă întotdeauna și mi se face așa dor să fac chestii creative și dacă am noroc ca anul trecut să am parte de multe flori, o să fac poze și o să am material de creat, ca să zic așa, content, dar momentan n-am fost inspirată. Acum, nu știu, mi-a tunat chestia asta, nu știu ce am văzut eu ceva legat de o chestie în contrajur, așa, am văzut ceva, o poză și de acolo mi-a aprins scânteia să fac pozele astea, să vedem dacă au ieșit. Dar în rest nimic, nu am deloc nici inspirație să fac în casă poze sau în exterior, deci și-am lăsat-o mai moale, dar o să revină, adică cum se mai încălzește, cum vine primăvara, cu siguranță o să-mi revin, pentru că îmi place foarte mult și mi se pare că am evoluat din punctul ăsta de vedere anul trecut, adică chiar m-am ținut foarte tare pe partea asta de poze și am senzația că am evoluat mult și știu că și vouă vă plac pozele pe care le-am pus anul trecut majoritatea și s-a văzut o diferență și da, nu vreau să las baltă tot ce am muncit anul trecut și tot ce am învățat anul trecut. Rest, da, ziua de astăzi a fost destul de lentă. Vreau să vă vorbesc despre o carte pe care am început să o citesc acum. Este o carte care de altfel anul trecut a fost foarte populară și m-am tot ținut să o citesc și este cartea lunii februarie la Book Club-ul meu. Dacă vreți să faceți parte din Book Club-ul meu, o să vă las un link în descriere. De fapt aveți la clipuri, e întotdeauna un link în descriere și puteți să intrați în Book Club să vedeți care e cartea lunii. Mai povestim despre cărți, mai facem schimb de impresii despre cărți, despre, nu știu, mai povestim diverse lucruri, adică e un safe zone așa în care puteți să povestiți mai multe lucruri, nu neapărat despre cărți, dar este vorba de O mare de lacrimi de Ruta Sepeti. Da, cum ziceam, o carte care a fost foarte populară anul trecut și m-am tot ținut să o iau, să o citesc și acum am propus-o la Book Club și îmi place foarte mult, am citit cam jumătate din ea. Îmi place mult de tot, este o ficțiune istorică. Eu sunt destul de așa cu ficțiunile istorice, așa și așa. Dar asta îmi place pentru că urmărește patru personaje a căror acțiune se desfășoară pe final de al doilea război mondial și cumva m-am legat foarte tare de poveștile acestor personaje pentru că, așa cum v-am spus, de-a lungul timpului eu am avut șansa și consider că e o șansă asta să cunosc oameni care au trăit în perioada celui de-al doilea război mondial, care au crescut imediat după acea perioadă, cum este mama, care s-a născut după al doilea război mondial la ceva timp, adică nu chiar imediat. Mătușa mea s-a născut fix în 45, mama s-a născut 6 ani mai târziu, dar 6-7, ceva de genul, 7 ani mai târziu, dar chiar și 7 ani de mai târziu după al doilea război mondial se simțeau încă efectele celui de-al doilea război și se simțea lovitura pe care a dat-o umanității chiar și un deceniu mai târziu. Când povestea mama, de exemplu, că
pe vremea când era ea copil mic, ținea minte că erau caschetele alea de soldați, știți, caschetele alea rusești pe care le aveau soldații, le aveau prin curte și puneau apă la găini, la căței, în alea, adică le foloseau pe post de boluri în curte pentru găini și pentru... Și erau, și mi se părea așa ciudat, nu știu, mi-a dat așa un fior și acum când citesc cartea asta, mi-aduc aminte de tot felul de povești din astea pe care le-am auzit de la bunica mea, de la alte rude care mai în vârstă, care au prins perioada aia sau care au avut părinți care au trecut prin al doilea război mondial. Spre exemplu, bunica mea a avut... bunicul meu, soțul bunicii mele, a fost născut fix în 1914 și i-a povestit mamei mele, spre exemplu, multe întâmplări din copilăria lui și din tinerețea lui care s-a desfășurat după primul război mondial. Bunica mea a avut un frate care a luptat în primul război mondial și a luptat și în al doilea război mondial, cred, parcă, nu mai știu dacă... Da, nu mai știu dacă în primul război sau al doilea, cel mai probabil în al doilea război mondial. Dar în orice caz, v-am mai povestit eu mai demult, dacă vă aduceți aminte, de gluma aia care este la mine în familie cu Ițcald nemțesc. O reiau așa. Pe vremea când, pe vremea celui de-al doilea război mondial, înainte de a se întoarce armele împotriva Germaniei, aici, în zona asta unde stau eu și la străbunicii mei în casă, au fost cazați soldați nemți. Și așa erau, adică nu era ca acum că aveau baze militare. Nu, oamenii din jurul Bucureștiului, practic, din comunele astea și din sate și în București, oamenii erau obligați să cazeze soldați germani, pentru că era o concentrație destul de mare de soldați germani aici la noi. Și era o iarnă din asta foarte rece, înainte de, v-am zis, înainte de a întoarce armele împotriva nemților. Și nemții încercau, na, să fie și ei, să facă și ei conversații, adică încercau să fie cât de cât... prietenoși cu cei care îi găzduiau și la un moment dat chiar fratele ăsta mai mare de care vă zic al bunicii mele era la poartă și era unul din soldații ăștia germani și își freca mâinile că era un ger din ăsta foarte puternic, era foarte, foarte frig și el a zis it's cold, cum, e, cum se zice în germană sau... Și în engleză, știți? It's cold, it's cold. Și ăla, bineînțeles, fratele bunicii mele a înțeles it's cald. Așa, și de atunci a rămas cu Ițcald nemțesc la mine în familie. Deci toată familia mea, din partea asta, bunicii mele, toată familia mea știe gluma asta cu Ițcald nemțesc. Când este ger afară, tot timpul știm că este Ițcald nemțesc. Așa, sau uite, spre exemplu, bunicul meu, pe vremea celui de-al doilea război mondial, a fugit din Ardeal, pentru că v-am mai povestit eu chestiile astea mai de mult dacă m-ați urmărit. Bunicul meu a fugit din Ardeal pentru că el ar fi trebuit, fiind înregistrat ca un ungur, ar fi trebuit să fie înrolat în armata ungară. Și el n-a vrut chestia asta, a zis că el nu poate să... cum de altfel s-a întâmplat cu foarte, foarte mulți români din Ardeal. Adică foarte mulți români au fost înrolați în armata ungară și au trebuit să împuște români. Și bunicul meu n-a vrut să facă chestia asta și a fugit. Practic a dezertat și a venit aici în regat, cum îi zic ei. A venit aici și aici s-a stabilit ca, mă rog, printre altele, unul din joburile lui sau una din activitățile lui era de administrator al unui boier care era aici în zona asta și era un mare moșier, așa, și bunicul meu i-a administrat toată moșia. Și tot în perioada celui de-al doilea război mondial, acest boier avea soldați ruși care erau, nu știu cum le zice, doamne, nu-mi vine cuvântul, ferească Sfântul, prizonieri. Erau prizonieri de război, practic, și ei țineau aici, la boier, că n-aveau unde să-i ducă, adică era încă războiul în desfășurare, n-aveau unde să-i ducă. Și bunicul meu era responsabil de ei și erau prizonieri
practic de război, dar bunicul meu le organizase la condiții, adică nu stăteau închiși sau ceva, munceau, aveau normă de lucru în fiecare zi, duminica aveau liber, le dădea liber și se duceau în sat, se duceau la horă, că se mai făceau, chiar dacă era război, se mai făceau horă, se mai adunau oameni. Adică aici, în zona asta, mă rog, nu era, n-a fost pericolul atât de mare, că n-a fost linia de frontieră, ci era mai degrabă că veneau, nu știu, trupe din București și chestii de genul ăsta. Dar mă rog, hai, asta e altă discuție. Și oamenii se duceau duminica, se mai întâlneau, se duceau la băut, mai, n-ara, cum era la țară pe vremuri. Și bunicul meu le dădea prizonierilor, le dădea voie să iasă, le dădea bani de cheltuit, adică nu mult, adică le dădea acolo câțiva bănuți ca să aibă și ei, să nu, dacă vor să-și cumpere o cană de vin, să poată să-și cumpere, adică nu trebuie. Așa, și știu că bunica îmi povestea că îi scase la un moment dat, printre rândul celorlalți angajați pe care îi avea la moșie, se scase așa un fel de conflict și un fel de, erau cumva invidioși că de ce pe ăștia îi plătești, le dai drumul și îi lași și te porți așa frumos cu ei, pentru că... ăștia sunt prizonieri de război. Și a zis, da, ei sunt prizonieri de război, dar voi sunteți angajați, adică voi aveți o responsabilitate de angajat, da, și sunteți plătiți mult mai bine decât ei, pentru că ei săraci oameni, na, nu se știe ce o să se întâmple cu ei, adică. Și a încercat să se poarte foarte frumos cu ei și asta cumva i-a și salvat viața, pentru că în momentul în care am întors armele împotriva naziștilor și am trecut de partea rușilor în al doilea război mondial, au venit trupe rusești ca să adune toți prizonierii de război ruși care erau prin zona asta, să-i reînroleze în armată, să-i adune, să-i salveze, să mă rog, whatever. Și unul din ăștia care venise cu trupele vroia să-l împuște pe bunicul meu, pentru că era responsabil de prizonierii ruși. Și atunci prizonierii, și ăștia pe care i-a avusese bunicul meu, i-a zis, zice, nu îl împușca, că s-a purtat foarte frumos cu noi. Și n-am simțit nicio clipă că am fi prizonieri, ci din contră am simțit că suntem niște oameni respectați. Și asta v-am zis, i-a salvat viața. Da, și am multe povești din astea, știți, și cumva cartea asta a atins-o din coardă, din asta sensibilă, și îmi place. Îmi place și cum e scrisă, este ușor de citit, dar mă gândeam așa cumva cu amărăciune, că am auzit la un moment dat, auzisem, știți că tot se discută despre un potențial de război și așa mai departe, care pe mine mă îngrozește. Pe mine doar zvonurile că s-ar putea să se întâmple așa ceva mă îngrozesc, dar aminte glumele care încep să se facă pe tema asta, pentru că oamenii nu sunt conștienți de ce înseamnă. Adică gândiți-vă cât de mult ne afectează globalizarea, la modul că dacă apare o pandemie în China, gata, s-a răspândit în toată lumea. Drept dovadă, suntem toți terminați. Dacă apare o criză economică undeva în lumea asta, se răspândește în toată lumea, pentru că suntem atât de interconectați. Ce ne face pe noi să credem că un război nu o să ne afecteze, mai ales când o să fie aici la porțile noastre, și nu o să afecteze întreaga lume, mai ales acum când încă suntem nu într-o criză economică. Deci pe mine nu mă amuză glumele astea legate de război. Pe lângă faptul că nici n-ar mai avea cine să se ducă la război, nu mai vorbim de asta, dar pe mine nu mă amuză și mă gândesc cu amărăciune la treaba asta, pentru că eu am crescut cu poveștile astea și v-am zis, mă consider norocoasă că am crescut cu ele. Și de-aia încerc să vi le spun și vouă, poate par plictisitoare acum, dar încerc să vi le spun pentru că e, nu știu, e o bucată din istoria noastră care trebuie să rămână cu noi și cumva face parte din identitatea noastră și e păcat să uităm de lucrurile astea și să devenim atât de superficial încât să credem că nu o să fim afectați de ce o să se întâmple. Ba da, o să ne afecteze, Doamne ferește, dacă se întâmplă, nici nu vreau să mă gândesc, și o să ne afecteze mult de tot și rău de tot. Nu e de joacă și mai ales, bine, eu studiind puțin treaba asta, mie mi se par inutile războaiele și dacă vă uitați în decursul istoriei, cam toate războaiele au fost inutile. Dar mă rog, astea sunt alte discuții. Da, cam asta e cartea și cam astea sunt sentimentele pe care stârni mie cartea asta. Vreau să știu dacă voi ați citit cartea și cum vi s-a părut.
Da, mă rog, o să vorbim despre cărți, că am promis că vorbim despre cărți într-un alt clip, așa că, da, nu mai dau din casă. Și, da, cam atât pentru moment. Cam asta a fost vlogul. V-am zis, săptămâna viitoare mai mergem o dată la televiziune, ceea ce mă bucură. Dar până săptămâna viitoare o să mai avem două clipuri, adică mai durează puțin. Așa... Nu știu, lăsați-mi și voi impresii, spuneți-mi ce ați mai vrea să vedeți, dacă ați rezistat până aici, mai ales, să spuneți-mi ce ați mai vrea să vedeți, dați un like și un share la clipul ăsta, mă ajută super mult să fiți activi la clipuri, adică este cea mai bună răsplată pe care o pot primi, apropo de susținere și de tot ce am discutat mai devreme, mă ajută super mult și nu numai pe mine, adică în general, dacă vă place un vlogger, încercați să-i arătați treaba asta, pentru că în lumea asta online este foarte dificilă și da, e mult de discutat iarăși și pe tema asta, dar hai să nu intrăm în subiectul ăla, așa că dacă dați un like, un share acolo, mă ajută super mult. Dacă nu v-ați abonat, să vă abonați ca să fiți la curent cu clipurile când vin. Vă pup, vă mulțumesc încă o dată că v-ați uitat și ne vedem în următorul clip. Ciao!